Marius Lazar, în istoria cel puțin occidentală a gândirii despre artă, deseori a fost punctată această relație între societate și estetic, punând în preajma modelului artei o poziție, hai să-i spunem, privilegiată, în care arta ar fi capabilă să atingă și să creeze identități sociale. În ce măsură, în lumea în care noi trăim azi, mai este valabil acest lucru și cum funcționează această relație între artă și social? Sigur că există o istorie a poziționării artei față de societate și care depinde de epocile istorice, de modul în care societățile își apreciază producătorii artistici. Există epoci în care, cum să spun eu, artiști mari au avut parte de un sprijin substanțial din partea unor oameni bogați, dar există și epoci în care acest tip de sponsorizare se retrage, rămâne cumva la discreția piețelor. Și aici, deja începând cu sfârșitul secolului XIX, arta și artiștii încep să sufere, dar în același timp și să reacționeze la acest tip de mediu nou, pentru că are loc această împărțire a piețelor în modul în care le definește Bourdieu ca piețe de largă circulație și piețe de circulație restrânsă. Adică piețele de largă circulație sunt piețele comerciale, piețele în care un produs artistic este identificat și se suprapune cu un produs comercial și a cărui eficacitate se măsoară prin succes, prin tiraje mari, prin numărul de copii vândute și așa mai departe, și piețele restrânse, care sunt piețe exclusiviste, piețe cu coduri culturale, artistice, estetice, extrem de elaborate, și în care validarea are loc nu de la un mare public, a cărei educație nu atinge nivelul profesional al artiștilor, ci în interiorul, această validare se face în interiorul comunităților de artiști. Și astea sunt piețele restrânse. Acum, acest tip de piață restrânsă produce și o ideologie carismatică, prin care, să zicem, artistul cumva este decuplat de societate, proprietățile sale sau calitatea lui de artist este înțeleasă ca provenind în cea mai mare parte din geniu, talentul, carisma, înzestrările pe care le are și a cărei promovare în societate depinde de capacitatea celorlalți de a sesiza aceste calități. Și atunci arta circulă în interiorul unor aleși. Aleși pentru că artiștii sunt aleși prin carisma pe care o posedă, aleși de către cei care înțeleg și au acces la percepția acestei carisme și într-un fel sau altul ei se auto-includ în acest cerc al aleșilor, și al publicului exclusivist care își permite să sponsorizeze, să cumpere opere de artă, să le cumpere la licitație, cum se întâmplă și astăzi. Cam asta ar fi, să zicem, paradigma clasică de evoluție a artelor, dar în lumea contemporană cred că avem de face cu o destructurare a acestui model. Pe de o parte, artiștii înșiși încearcă să iasă din această capcană a discursului carismatic, care într-un fel îi ține prizonieri și cumva izolați de restul societății. Arta încearcă să-și definească funcții care trec dincolo de aceste funcții decorative estetice. Arta încearcă să fie intervenție în social, să fie mai mult decât artă, și atunci își conține propriul discurs critic împotriva estetismului, împotriva artei, și încearcă să devină eveniment, încearcă să devină happening, încearcă să devină acțiune, și asistăm, cum se vede și în spațiul clujan contemporan, asistăm la o alianță între civic și artistic, între manifestarea artistică și manifestarea de stradă, de multe ori. Protestele din ultimii ani din Cluj și cele legate de Roșia Montană au fost cumva inițiate și motorizate de o alianță între artiști, sociologi, tineri, corporatiști, care toți au construit și și-au asumat un anumit tip de cod
cultural, civic, artistico-politic, care în fond a generat un anumit, cum să spun, impuls. A dat un anumit impuls și a construit un anumit etos în aceste mișcări de stradă, o etos care încă nu s-a pierdut, nu s-a risipit. Crezi că această dimensiune civică în raport cu arta vine și dintr-o teorie, să zicem, dintr-o tradiție mai recentă, teoriei critice, spre exemplu, care percepea arta drept parte a aparatului ideologic de stat? Și dacă da, atunci artistul și, dacă putem extinde, intelectualul, devenind conștient de asta, încearcă să fie parte mai degrabă unui aparat emancipator? Da, Bourdieu definea intelectualii și artiștii ca fiind partea dominată a clasei dominante. Și dacă ne gândim la perioada comunistă, cam așa a fost. Adică intelectualii, profesorii, scriitorii, artiștii erau cumva identificați cu un segment al cadrelor. Chiar dacă nu erau cadre politice în sens propriu zis, erau controlate și, într-un fel sau altul, ținute într-o formă de control social guvernată de politic. Și din punctul ăsta de vedere, asta se întâmplă. După 89, însă, acest tip de control a dispărut. Și atunci, să zicem, și modelul contestatar, protestatar pe care l-ar putea produce nu mai țintește acest tip de control, ci alte forme de control. Cum se manifestă acestea? Da, exact. E vorba de moduri de a protesta la tendințele globale în lumea contemporană, în atitudini, să zicem, comune față de tendințele capitalismului, față de internaționalizarea capitalismului, față de devaluarea sau degradarea vieții în anumite zone ale societății sau în anumite zone geografice, cum era Europa de Est. Și asta, dintr-o dată, a făcut ca arta și artiștii din Europa de Est să se internaționalizeze la rândul lor prin aceste forme de protest, să-și găsească audiență și, în același timp, să poată cumva resemnifica și vinde imaginea acestei Europe de Est în expoziții, în diverse forme de expunere a noului tip de arte contemporană pe care reprezintă ei. Și cred că asta ar fi tendința principală în momentul de față. Sigur că pot să revină reacții de reestetizare a artei, de protest față de, să zicem, o îndepărtare de modelul tradițional, clasic al, să zicem, artistului care nu mai știe să deseneze sau să facă un portret, dar știe să monteze niște instalații și așa mai departe. Deci, practic, în permanență avem de-a face cu o redefinire a convențiilor care definesc arta. Pentru că arta nu e ceva fix, imobil, nu are o definiție strictă, ci este în permanentă redefinită de către cei care o produc și o utilizează și o consumă. Sunt tot mai multe formele artei în prezent care sunt obligate, într-un fel sau altul, să se adapteze la ceea ce numim modelul actual, fie că este vorba de capitalism, fie că este vorba de viziunea aceasta neoliberală. Muzeele, într-o anumită măsură, rămân spațiul celor privilegiat. Nu există aici un pericol ca arta să se mențină într-o poziție depărtată față de societate? Da, este o clasă educată în primul rând și o clasă care se educă prin muzeu. Și asta este oricum un progres față de colecția privată de artă sau de pictură care exista în secolul al XVIII-lea. Să ne gândim că Muzeul Louvre a apărut ca un muzeu național care definiție este să permită accesul unui public larg, a națiunii, a membrilor națiunii, la artă și, în felul acesta, să contribuie la educație. Efectul unei revoluții. Efectul unei revoluții, dar acesta a devenit, să zicem, tipul privilegiat de, sau modelul privilegiat de muzeu, dar care intră în conexiune cu circuitul operelor artistice, pentru că muzeele intră în competiție unele cu celelalte, intră pe o piață în care consumatorii sunt și turiști în același timp. În același timp sunt conectați la piețele de artă, de unde încearcă să achiziționeze
obiecte care să atragă atenția asupra muzeului, care să fie dorite de către public, și asta declanșează și o competiție economică și financiară extrem de puternică între marile muzee ale lumii. Și atunci, cumva, aceste muzee sunt într-un spațiu intermediar, într-o dublă articulație între, să zicem, un proiect educațional de masă, un proiect comercial, turistic și, să zicem, un spațiu unde se depozitează, de fapt, arhiva de imagini și de posibilitatea analizelor în adâncime, în profunzime a operelor artistice de către experți, de către specialiști, și în felul acesta stimulează dezvoltarea discursului profesional despre artă. Ai pomenit ceva mai devreme definiția lui Bourdieu privind intelectualul ca acel dominat din interiorul clasei care domină. Ne aflăm aici într-un spațiu al universității. Nu există pericolul ca intelectualul în ziua de azi, universitarul, să rămână producătorul unor explicații culturale care validează un anumit model ideologic sau economic? Da, nu cred că există un model unic al reacției universitare față de aceste transformări. Pentru că, exact ca orice alt sector din societate, și universitatea este cumva divizată în funcție de specificul, să zicem, activităților profesionale în care activează universitarii și de tipicul acestor activități profesionale, adică dacă este vorba de cei care lucrează în domeniul științelor exacte sau în domeniul umanist sau în științelor economice sau sociopolitice. Și aici tipurile de angajament sunt extrem de diferite și le vedem cumva ilustrate chiar și în universitatea noastră. Și atunci, să zicem, o funcție de discurs critic la adresa societății și a transformărilor din societate vine mai ales din punctul de vedere a celor care reușesc să-și asume și anumită distanță, dar și să construiască o atitudine cumva mai neutră în raport cu aceste tendințe, pentru că într-un fel sau altul toate aceste domenii de activitate intelectuală sunt cumva dependente de mișcările pieței, de programele de finanțare, și într-un fel sau altul contribuie fie la întărirea acestor curente, fie la contestarea acestor curente și la a trage niște semnale de alarmă cu privire la efectele perverse pe care, să zicem, globalizarea, internaționalizarea, extensia pieței peste limitele deja concepute o poate avea, și tendința de a transforma în acțiune profitabilă chiar și activitatea intelectuală. Și aici ar fi foarte multe de spus în tendința de a marketiza cunoașterea, de a o transforma într-un instrument de producție și mai ales de obținere de profit, în care universitățile sunt antrenate, sunt atrase, sunt cumva constrânse să adopte modele de gestionare a cunoașterii care sunt mai aproape de producția industrială decât de, să zicem, ceea ce ne-am obișnuit să facem de vreo câteva sute de ani încoace în universități, adică să cultivăm o cunoaștere pentru cunoaștere, cunoaștere pentru aflarea adevărului, pentru depășirea limitelor cunoașterii. Toate aceste lucruri nu sunt încurajate și sprijinite suficient de această orientare marketizantă de înțelegerea procesului de cercetare și de învățământ ca o piață. Nu este o piață. Deci cercetarea și educația nu sunt într-o piață, dar sunt forțate să acționeze ca și cum ar lucra pe o piață. Și asta produce anumită schizofrenie, inclusiv la nivelul corpului profesorat, care reacționează și încearcă cumva să adopte aceste modele pentru că îi se induce ideea de competitivitate, de performanță, de meritocrație, dar modul în care sunt măsurate și numerotate, intrate într-un sistem nombrilist, aceste performanțe duc la o aplatizare a cercetării, la conformism, la nivelarea cunoașterii, la descurajarea celor care încearcă lucruri nebătătorite sau merg pe căi care nu s-au mai explorat.
Deci acești exploratori ai cunoașterii pe care universitățile ar trebui să-i păstreze, să-i încurajeze și, într-un fel sau altul, să le asigure condiții de creativitate, sunt dați la o parte. În acest context al marginalizării dimensiunii culturale și dimensiunii critice din universitate, deja de vreun secol se vorbește și se trag semnale de alarmă despre această prea mare apropiere între ceea ce este universitatea și modelul economic. Există oare riscul ca acest model critic să dispară la un moment dat complet din felul în care înțelegem universitatea? Da, există. Însă până, să zicem, acum 30-40 de ani, universitățile erau totuși construite ca niște instituții cumva în prelungirea politicului și a programelor publice, educaționale, erau definite ca stâlpe națiunii, nu? Să ne gândim ce importantă era Universitatea din Cluj, fie că era vorba de Universitatea Maghiară, fie că era vorba de Universitatea Românească în perioada interbelică, erau niște instituții naționalizante care produceau cunoaștere și o imagine de sine a națiunii. Lucrurile astea au început să se erodeze, să se transforme prin transformările mediului economic și a mediului universitar, prin internaționalizare, prin circulația universitarilor între diferite centre. Adică, în momentul de față, din punctul ăsta de vedere, cred că universitățile de acum seamănă mult mai mult cu cele din evul mediu, când universitari care vorbeau aceeași limbă, engleza de atunci era latina, și care reușeau să comunice între ei și să-și comunice cunoașterea foarte bine, se mișcau lejer dintr-o universitate în alta și cunoașterea circula. Ceva asemănător se întâmplă și acum, dar în alte condiții, în care universității nu mai sunt niște corporații, niște citadele care au fost întărite cu privilegii regale, cu privilegii de stat, pentru că asta era până la urmă secretul politic al evoluției acestor universități, ci până la urmă sunt lăsate cumva să fie devorate de acest discurs pro-piață și care transformă din interior toată logica aceasta a economiei universităților și a economiei universitare. Nu știu ce se va întâmpla. Există un discurs critic destul de puternic, există reacții puternice, există universități mari care refuză această marketizare continuă a producției științifice prin monopolizarea acestei producții de către giganți de presă, care pun pe cercetători să lucreze pe gratis, să-și producă gratis rezultate și după aceea să și le cumpere singur prin articolele pe care le pun în circulație aceste instituții. E un mecanism extrem de pervers, de incorrect, extrem de frustrant și cred că nu există universitar care să nu resimtă, cum să spun eu, aberația acestui sistem de promovare a activității științifice. Din păcate, managementul universităților și a universităților mari presează exact în această direcție și în foarte multe universități contemporane, europene, din Statele Unite, din Marea Britanie, din alte părți, managementul devine un aparat autonom în interiorul universității, nu mai format neapărat din cercetători, din universitari care sunt implicați în cunoaștere, ci din administratori de diverse formații care impun acest model și creează această presiune care, până la urmă, creează inegalități chiar și în interiorul corpurilor profesionale. În Statele Unite e o mare tristețe ce se întâmplă cu titularizarea cadrelor, pentru că din ce în ce mai multe cadre care lucrează în învățământul superior sunt subplătite, nu sunt angajate ca titulare. Asta înseamnă că nu au mulțime de alte drepturi sociale sau sindicale. Plata este foarte mică, ei sunt ținuți captivi în această situație de suplinitori, adjuncți, cum îi se spune în Statele Unite. Și din această postură de adjuncți, în care ajung după ce își termină un doctorat, după ce ajung să predea, să zicem, niște ore sau niște seminarii și ajung la o vârstă de, să zicem, 40 de ani, sunt captivi în acest sistem pentru că nu mai au loc de întors. Trebuie să meargă înainte, trebuie să rămână cumva cuplați de universitate, dar la mare distanță de, să zicem, profesorii mai în vârstă,
care sunt titulari, care au salarii de câteva ori mai mari decât ei, dar care sunt înlocuiți treptat, pe măsură ce se pensionează, cu astfel de adjuncți, pentru că din punct de vedere al profitabilității imediate, modelul ăsta este mai bun pentru universități, pentru universitățile americane. Și asta creează un anumit, cum să spun eu, anumită presiune structurală și anumită, cum să spun eu, destructurarea câmpului cunoașterii, așa cum l-am înțeles, învățat și perceput până acum. Aș vrea să revin partea finală a dialogului nostru la problema aceasta mai largă a literaturii și a artei. Tolstoi, spre exemplu, și alți autori importanți în secolul al XIX-lea credeau că literatura are o putere specială de a înțelege mai bine istoria, de a înțelege mai bine omul și chiar de a face ceea ce se poate numi o critică a vieții de zi cu zi. În prezent, când formele de artă se adaptează tot mai mult la modelele economice și devin poate tot mai puternic penetrate de dimensiuni ideologice, mai există această putere de a face o critică a vieții de zi cu zi? Eu cred că o face tot timpul. Da, Balzac vrea să fie sociolog și să scrie o critică a vieții cotidiene și, practic, realismul lui Balzac, într-un fel, construiește cadrele unui tip de raportare epistemică la realitate care a fost apoi preluat chiar de către sociologie. Ce este un personaj literar? Este un deci, într-un fel, sociologia s-a născut din această literatură sau această concepție? Nu că s-a născut, dar într-un fel a fost modelată. Dar un personaj este un tip social. Nu? Deci e un erou care e construit din trăsăturile mai multor persoane care sunt recognoscibile ca fiind existând în realitate. Poți să spui că acest personaj din proză, din roman, ar putea exista foarte bine ca un personaj real și asta fac și sociologii, de pildă Max Weber, când vorbesc de tipuri sociale, de tipuri ideale, tipizează, de fapt. Deci există, cum se spune, o relevanță socială și nu cred că se va pierde această relevanță, dar codurile în care sunt privite și se raportează cititorii, consumatorii la realitate se schimbă, pentru că poate să fie un cod ludic, poate să fie un cod angajant serios, un cod foarte critic, ca la Zola, de demascare, sau pur și simplu un cod de divertisment. Dar contactul și construcția, să zicem, reprezentării sociale a lumii prin proză, nu cred că se va pierde, sau prin roman. Marius Lazăr, mulțumesc pentru acest dialog. Mi-a făcut plăcere.